Surpriză mare în conferința de presă a clubului Astra Giurgiu, respectiv cea de la finalul partidei cu ASE Ardealul Târgu Mureș. Jurnaliștii au observat că înaintea începerii meciului, antrenorul Marius Șumudic a discutat mai mult cu Adrian Mutu și evident au fost curioși și cu privire la subiectul discuției. Ce-ați vorbit cu Adi Mutu înainte de meci? Cu Adi Mutu i-am propus ca de la vară să vină la noi. Îmi doresc din suflet să-l aduc și cred că Adi Mutu cu Șumudic ca antrenor poate să crească mult mai mult și să joace bine. Îmi doresc să-l aduc jucător aici dacă voi rămâne în continuare și vedem ce se întâmplă cu cele două luni de suspendare. Dacă jucăm în Champions League, îmi doresc să-l iau pe Adi. Dacă vrea să vină, el a zis că vrea. În plus, Astra se pregătește să-l transfere la Giurgiu pe atacantul liberian Secu Oliseh, un fotbalist care este extremă stângă, dar poate evolua și în dreapta sau în centrul atacului. Sunt discuții avansate și sperăm să putem legitima cât de curând. Este un jucător foarte bun, un jucător cu calitate, un jucător care cred că ne va ajuta.